Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Te întrebam ce faci și unde pleci, bă? Nu pleca, Chiorete, nu ne lăsa pomna lui Pupă, zaci, că ne nenorocește ăla. Te rugăm, rămâi cu noi. Nu plec, bă, tăfărogul, e nicăierea. Mă duc doar să-i duc răpelniță lui Poponeț. A, păi ce, nu are nevastă să-i ducă mâncare? Ce-i duci tu mâncarea noastră? Bă, vrei să te găsească, dracii? Pe banii mei duc mâncare cui vreau eu, da? Perfect. Te-am prins la fix. Astea-s darurile? Ce tărul, bre, e crăpelniță pentru colegul Poponeț. Poate astea, dar știu sigur că e și darul și știi tu de la cine. Așa că marș în arest. Executarea, hai mă să-i țin. Ce, bre, că n-am făcut nimic în nincuță. Eu mă pregăteam să mă duc la sanator, la colegul Poponeț, la... E, atunci o să am în vizita, compliciule, complicatul, complici... Complice. Compliciule. Ești complice cu Teo, asta e. Despre ce vorbești, bre, cu alea? Ce am făcut? Nu te poți ascunde de celebrul comisar Matescu. Am făcut cercetări și am ajuns la concluzia că ești complice cu Teo. Și că... și Igor e... Ce hăitat, bre? Ce Igor? Ce tot îndrugi? Ești pe combinație cu Igor și cu Teo. Băgați polițiști la balamuc și scoateți infractori. Te arestez pentru complicitate. Vezi, bă, ce bine mi-a ieșit? Da, da, ce... Sunt bun. Dar nu poți vrea să mă arestez pur și simplu așa, fără de probe. Celebrul comisar Mateescu arestează din instinct, băi. Dacă n-aș fi avut eu flerul nas... Da, și păr. Taci că mă încurci. Dacă n-aș fi avut eu flere nas și logică în cap, o importantă rețea infracțională n-ar fi fost destructurată. Ce rețea? Care rețea? Că nu înțeleg nimic, că nu fac parte din nicio rețea! Poate că nu, dar face bine pentru cariera mea. Cred că o să pot să mă lansez chiar și în politică, bă, pentru că am devenit mai celebru decât președintele. De fapt, sunt chiar mai celebru decât mine, celebrul comisar Matescu. Da, mamă, ce bine! Da? Urlane, vezi că las mâncarea asta, acelea, pune-o tu în frigider, că mă duc, că am de rezolvat niște chestii. Dar las că mă duc eu. Și mă duc eu mâine la colegul Popor. Nu te Popor. Mai duce mâine, că mă duc eu azi, lasă, că tu fă că ai multă treabă. Du-te unde-i treabă, eu mă duc, eu cunosc mișmașul la balamuc, că am trebuit să fac acolo. Bă, dar te duci? Și te rog eu frumos, dacă te duci să-i spui că-l susținem toți colegii, că-l iubim, că-l prețuim. Etc, etc. Adică vin la el. Băi, sensibilos, Birule. Sensibilule. Hai la arest. Hai. Hai, du-te fără grijă. Bă, dar să duce alea, bă. Sănătate. Că moare de foame, mă. Să ai grijă să nu stai unde curge de pică din țurciuri aia din cer. Că-i duc eu astea cu... Îi le da Poponeț. Să vedem ce are Poponeț. Ai că mai să... Mațu. Mațu. Ia. Ciorbă de fasole cu cârnați. Exact ca la pușcărie. Ce? Și ăștia, uite, i-a pus și tacâmuri. Ce tacâmuri? A pus furculițe și cuții pentru ciorbă. Să... Păi ce să zic, dragă Poponeț, să te forțezi mult cu mâncarea, că acolo nu prea fac mișcare și la eu ca să te îndrași. Ce mai una peste alta,
funcționează și Dorete și eu. Poftă bună. Mă duc să încerc să cânnesc. Poftă bună, Popolet. Barbara! Barbara! Ia uite-o și pe asta. De ce n-ai bine lasă corespondența aici dacă nici măcar nu se uită pe ea? Barbara! Ce? Eram și pe la... Adică eram pe la etaj, că aveam niște treabă cu Igor. Da? Auzi, de ce n-ai fi ea, dragă, corespondența? Ce faci tu toată ziua? Păi eu nu citesc scrisorile. În primul rând că nu-i frumos și în al doilea rând că primești tot felul de mesaje tâmpite de la alegători. În care își cer ilumina stradal, transport gratuit, drumuri mai bune, bla, 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 bla. Păi da, și noi toate astea trebuie să le luăm în seamă. Pentru că noi trebuie să tratăm cu seriozitate cetățenii care și așa sunt oropsiți. Ce pupă, să ți-ai intrat discursul, măduvă, calmează-te că nu sunt decât eu aici. Nu-i nimic de râs, Barbara. Eu sunt hotărât să fac totul pentru cetățeni. Să nu se mai întâmple să ignor dorințele celor mulți pentru că ei sunt talpa țării. E, uite că talpa asta mă cam epuizează. La muncă sunt, la muncă și mai nu la muncă sunt și acasă. Păi da, pentru că trebuie să fim în priză 24 de ore din 24 în slujba cetățeanului. Poate tu, că eu nu candidez la nimic. Ba, candidăm cu toții, că dacă eu ies președinte, te iau cu mine la Cotroceni. Da, oleu, dar pe mine m-ai întrebat dacă vreau? Poateam și eu. Alte planuri. Ia, ce alte planuri, dragă? Ce plan? Ce, te duci cu iubitul al tău la fabrica de brânză? Îți zic eu că nu o să faci nicio brânză. Fac, nu fac, e fix problema mea, da? Și nu mai băga tu pe mine în campaniile astea ale tale. Nu mă lasă iubitul. Ia, păi atunci eu pe cine... Sclavagești? Știu, iau-o pe Ema. Că și așa să degeaba prin casă. Și deși zice ea că s-a angajat la nu știu ce loc de muncă și... Pe care... Ema? Pe... Unde să mă ia, mă? Ce? Ia lăsați-mă, mă, în pace, că eu am treburile mele. Eh, uite că a apărut și omul potrivit la locul potrivit. Dragilor, eu vă las. Am de făcut niște cumpărături, că mi-a dat iubitul meu bani. Am mai vândut un lot de brânză. Pa! Ia uite, dragă, ce insolent a devenit asta de când cu iubitul de la fabrica de brânză. Parcă ar fi Conte, săranul naibii. Cum necum e contele ei, săranul? Eu țin un miloc la ușă. Păi despre asta era vorba. Dacă mă ajuți în campanie... O să fiu și săracă și bolnavă de la atâta alergătură. Asta nu se știe. Dar sigur e că nu o să-ți cer chirie că stai cu soțul al tău trântor aici. Am de ales? Da. 1000 de lei pe lună chirie sau 1000 de ore pe teren. Bine, calculez începând de acum. A, și vezi că ai un plic de la poliție, o citație, trebuia să fii de oră acolo. Poftim, nu mi-a spus nimeni. Barbara asta nu mai e bună de nimic de când s-a înhăitat cu iubitul ăla al ei. O să verific eu ce fel de brânză face țăranul ăla. Cum anci? De oaie sărată. Cum adică mai sărată? De oaie sărată. Adică există și oaie dulce? Normal, când e oaia bebelușe, e dulce și e mică și miroase alea putic, nu e dulce? Ești angajat. Doamne. Ce-am zis? Ce gânduri ai, șef? Mă gândeam la ancheta asta, că trebuie să o anchetez și pe Teo și știi că e feblețea mea. Vrei să o anchetez eu? Nu-i nevoie, mă duc eu. Tu du-te și spune că o fac din obligație, că datoria, că bla, 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 bla. Am înțeles, șef. Așa am să-i spun. Da. Să trăiți. Să trăiesc. Ia zi, Matescule, de ce m-ai chemat? Știi că am treabă cu campania. O procedură de rutină, pupăză. E închiriat casa lui Igor. E, așa că acum trebuie să declar că n-ai niciun amestec în toată rețeaua asta de infractori care eliberează infractorii. Așa că ia și scrie. Bună ziua! Aici presa și nu grădința, cum ziceți toți. Am aflat pe surse că ați deschis o mare anchetă. Ce puteți să ne spuneți despre asta? Da! Da, aveți dreptate, trebuie să vă informez că datorită muncii asidue dusă de echipa mea condusă de... mine, ancheta avansează vertiginos datorită competențelor de coordonare și conducere ale șefului echipei, adică eu, am reușit să identificăm grupul de psihologi înhăitați cu infractorii mafiei care eliberează infractori din pușcărie, băgând în locul lor polițiști. N-am înțeles nimic.
Domn comisar, sunt implicați și politicieni? Cercetările sunt în plină desfășurare. Cu siguranță finalitatea va fi cea la care ne așteptăm cu toții, așa că fiți liniștiți că vom face tot ce ține de noi ca să destructurăm această rețea infracțională mafiotă. Deci e implicat și domn primar. Nu! Nu e adevărat, eu n-am făcut nimic! Eu am fost păcălit și obligat să vin aici ca să dau declarația. Sunt împotriva voinței mele și nu tac! Nu tac! Pupă-zăge, Grigoraș, nu mai tace! Pupă-zăge, Grigoraș, iese în față cu mândrie ca candidat, virgulă! Un candidat cinstit, onest și sincer, picat în plasa acestei rețele periculoase. De fapt, declar că aveam de gând ca eu însumi să fac cercetări și să denunț această organizație criminală. Atât? Deocamdată. Gata. Gata. Am înțeles nimic. Nici. Aoleu, idiotul ăla de Matescu m-a chemat să dau o declarație la secție și tocmai atunci a venit presa. Nu-ți dai seama că o să scriu ăștia acum, că sunt implicat, că o să afle că stă Igor aici, o să iasă tot felul de chestii. Nu-ți dai seama că sunt terminat? Ce vorbești, mă? Dimpotrivă! E bine așa! Tu știi vorba aia? Nu există publicitate negativă, ci doar publicitate! Da? Da! Adică da! Normal că la asta m-am gândit și eu când am combătut la secție. Au, știi ce? Ia chemă tu repede pe Hasan ca să filmezi un drept la replică. Ce Hasan? Te duci direct la televiziune. Ce televiziune, dragă? Pe a mea am închis-o de nu știu când. Păi sunt atâtea pupăză. Dai și tu un băluț și te las aia să zici ce vrei și cât vrei. Ce vorbești, dragă? Să arunc cu bani așa, napoda. Doar mă știi că sunt de... că sunt de econom și asta doar ca să mă îngrijesc să aveți voi destule, să aveți voi tot ce vă trebuie. Așa că mai bine cheamă-l tu pe Hasan, că ăla-i gratis. Da. E? Că tu ești econom și chipzuit. Exact, exact, pentru voi. Nici nu știu de ce mi-a răcit gura de pomar. Eu acum am lițică treabă, iar Hasan e plecat. Dar stai liniștit că ne vedem într-o oră la tine la birou. Hai, așa, pa. Așa. Ce-ai făcut, mă? Bă, tu ai căpiat, te-a turbat funcția? De ce l-ai băgat pe Chioret în arest? Ci că ar fi implicat într-o rețea. Se fac cercetări. Tu stai seama ce iureș o să iasă că stau cu el în casă. O să am bilă neagră la dosar și abia m-am angajat. Nu am ce să fac. E o anchetă. E și Igor implicat. Și cine știe ce nu mai fi. Am eu față de proastă? Hm? Crezi că nu știu cum se lucrează în poliție? Igor a scos-o pe Teo de acolo de unde a scos-o. Și tu de unde ai informația asta? De la un informator de credibilitate maximă. E... e? E, e, e. E? Paliu e. Fă ceva și scoate-l de acolo, că ne luăm adio de la avansări. Și stai liniștit că o să-ți fac raport dacă sunt sancționată. Fac, dar ce să fac? Că de-abia am deschis ancheta, nu pot să o închid așa repede. Bine, atunci consemnează declarația mea. Chioret a lucrat sub acoperire și a fost infiltrat în rețea de mine. Și el a descoperit rețeaua. Păi da, mă, Emma, dar uite că nu e în evidență nicio misiune. Cum confirm? Oricum, misiunile sunt secrete. Există, nu există, tu dă anunțul că e tot secret. Și eliberează-l pe ăla până nu vine presa pe aici. Ce-a pățit asta el? N-ați terminat disputele de autoritate? A venit să mă zăpăcească la cap că cică lucrează cu Chiorete sub acoperire. Dar vină, dragă, la pupăză la birou, că am rezolvat eu. Să mai facă și la campanie pe cărca mea? Las că vin eu când mă simt în siguranță. Hai, pa. Pa. Uite ce poate să facă un comisar idiot. Și acum cine mă mai filmează? Lasă că mă duc eu la o televiziune și vorbesc cu cineva. Bine, bine, dar vezi să nu coste mult. Ah, și vezi și cine e reporter. Dacă e o fată tânără și drăguță așa, mă lași pe mine că mă descurc eu gratis. Că doar am șarmul meu de convingere. Da, da, vezi să nu. Oricum știe toată lumea ce darnic ești. Da? Da. Uite-mă, aflu noutăți. Să zic, pa. Pa. Da, are de toate, pare real.
Că parcă văd că-l cere Matiescu să nu se prinsă. Are, mă, de toate. Calmează-te, că o să te dea frica de gol. Important e că te scot de aici. Ce naiba? Da, da, da. Cum de n-am știut eu că e spion? Ia zi, m-ai spionat și pe mine? Ce-ai aflat? Vă trebuie să te pieptăne. Dar de unde dragi bălțați ai aflat așa, iute, madam? Ce știe Matescu, știe toată țara. Îngânfat-o la se laudă cu orice. Dar să revenim. Ia zi, am și eu dosar de urmărire? Bă, ce dosar, aici? Dar cine te crezi te urmărească careva pe tine, mă, și ce să urmărească la tine? Câte șaorme înghiți într-o oră? Haide, mă eliberează, mă, iute, în rest, că eu am treaba cu ea. Ba, n-ai nicio treabă. Că Matescu mi-a dat mie toate dosarele să le rezolv. Ba, chiar are treabă cu mine, că e sub comanda mea și e top secret. Dă-i drumul, hai! Ai auzit, madame? Dă-mi drumul! E top secret! Mai trăgăna! O praznică! Ia uite, ce faci, Chiorete? Ce vă? Așa e la voi la țară, ușa la carceră rămâne deschisă? Păi, vorbești mult și prost, Chiorete! Ai adus dosarul de colaborator al ăsta? Normal! Uite, poți să-l vezi, dar nu poți să-l citești că e top secret, nu am ce să fac. Și acum că l-ai văzut că există, îmi pare rău, eu trebuie să mă retrag, că am treburi. Haide! Da, top secret, ne retragem, avem multă treabă. Top secret? Sigur! E fals. Deci, cum ți-am promis, sancțiune. Celebrul comisar Matescu adoră să se țină de cuvânt. Și te paște și retrogradarea, pentru că te reclam la centru că ai eliberat un suspect fără temei legal. Că tu ai semnat foaia de eliberare, nu? Și eu ce fac? Că nici nu mai știu ce să fac. Ba da, m-a dus să plâng în birou. Du-te, du-te, dar nici nu știi cât de periculos poate fi să plângi în birou. Și atunci ce să fac? Că nici la mici n-a deschis. Unde mă duc? Șaurmeria e non-stop. Să-i căzi! Unde? Hoții! Hoții! Care-i căzi dacă stau? Tu erai, mă? M-ai și speriat. Ce cauți, mă, aici? Eu, uite-mă... Caută și mie o rochie sexy, că trebuie să ajung la televiziune și trebuie să arăt bine. Te bagi în emisiuni cu bârfe? De-aia arăți apițipoancu. Ce ai zis, mă? Da, mă, mă bag în emisiuni cu bârfe. Bârfe înseamnă putere, putere înseamnă bani. Eu mă zbat, mă, să facem bani. Pe când tu ce faci? Te vaiți că ești urmărit de fantome și vrei să faci un idiot de film. Păi dacă mă urmăresc fantome... Bine, mă. Bine, fac filmul ăla. Dar înainte am o treabă mai importantă de făcut. Ce, mă, ce să te ascunzi? Tu n-auzi că s-a clarificat situația? Teo, nu cred așa. Teo? De ce acolo te-ai ascuns, mă? Unde e? La Teo, mă? A, unde? Între picioarele ei? Bă, băiatule, fii atent la mine aici. Dacă mai ieși din camera asta, o să ieși doar cu picioarele înainte, ai înțeles? Mai înțeles? Da, nu. Vă arăt eu vouă. Să-i dau o rangă în dinți. Ce faci, frate? Ce, dragă, e surprinsă? Te așteptai să fie Hasan? Adică? Adică ai lasă că am aflat că vă dați dispărut și stați aici împreună. Ce dispăruți ai nebunit? Pe Hasan l-am văzut azi dimineață la cabinet. Am eu o față să fiu prostită? Și apropo, văd că uiți că sunt spioancă și știu mai multe decât crezi. Termină cu tâmpenile. De unde ți-a venit ideea asta? Mă, stai puțin, că eu nu înțeleg o chestie. Matescu l-a arestat pe Chiorete, căci că e în complicitate cu tine. L-am scăpat eu, că îmi strica imaginea. Dar nu înțeleg de ce nu ieși și tu în arest. Eu nu știu nimic din toate astea. Cum? Păi atunci nu mai înțeleg nici eu nimic. Da, da, înțeleg eu. Matescu e obsedat de mine și vrea să mă cheme el așa pe la anchete. A, dar lasă-l pe mâna mea, că ia restul lui anchet. Chiorete?
Tu trăiți? Du-te la casierie. Dar ce am mai făcut, bre? Ca să-ți iei prima, mă. Prima? Prima ce? Adică, ce prima? Cum ce prima, Chiorete? Ai fost premiat de la centru pentru că ai reușit să te infiltrezi în structurile mafiote. Începând de astăzi, ești colaborator oficial Bipi. Care Bipi? La inspectorat, adică. Da-și servesc patria și drept urmare o să rămâi infiltrat. Cu alte cuvinte, nu mai ai atribuțiuni la noi în secție până nu se rezolvă cazul. Hai, spor la treabă. Ce caz, bre? Ce infiltrat? Pe un plec nicăierea de aceea de sețe, spune clar. N-auzi, mă, că nu pleci nicăieri. Te duci, rezolvi pe mafioți și te întorci. Ori mă rezolvă ei pe mine. Ia zi, Hasan, hai, care-i strategia, care-i planul? Zi! Normal că am o groază de planuri, tu crezi că ți le zic așa? Știi că mă străduiesc, o să vină și planul imediat. Păi arată-mi, hai! Bine, mă, să știi că mai am de completat două rânduri. Exact ce bănuiam. N-ai niciun plan, mă. Deci o să rămânem la ce a zis Sema. Să mă duc eu pe la televiziuni. Păi altfel n-avem cum, că tot trebuie să plătim să se difuzeze clipul nostru la TV. Și știi că reclamele la TV costă o groază de bani. Mai bine facem interviu. Da, și îmi pun alegători întrebări indirect, acum, cu scandalul ăsta. Altfel n-avem ce să facem să ieșim pe bani puțin. A, face reclamă mascată la o firmă, așa scos banii. Ce reclamă? Aici e vorba de muncă serioasă. Tu crezi că e ca la tine la cabinet să semnezi 2-3 rețete pe zi? Ai, spre exemplu, faci reclamă la produse ecologice, piața sigură. Să vadă oamenii că ții cu produsele românești. E genial! Asta ne fiată. Ia legătura cu producătorii de produse din astea, de orice produs bio, da? Te ajută Teo, nu-i așa, Teo? Da, l-ajut. Da, da, poate cu ocazia asta îmi fac și o reclamă la cabinet, că mă ocolesc pacienții de zici că sunt plină de euri. Auzi, tu, dacă n-ai treabă la cabinet, umbli prin casele oamenilor și te bagi în treaba lor? Da, mă, nu te fâsca, că veni să-ți o caut pe Emma. Nu e. E, o caut altădată. Pa! Pa! Mamă, ce m-ai enervat. Bea-ți așa, pă. Și... ca să fii șpion bun, trebuie să fii autodidact, exact cum e moa. Aaaa, intră acum! Trebuie să știi să miro... Am ajuns la jocuri atâta când... Deci trebuie să știi să miroși, să adormeci, să simțești infractorul. Atât de lișat! Arată-te că nu se cărnă! Am venit să fiu anchetată. La ce dracu ai venit, că nu te-a chemat nimeni? Nu mai pot să fac față acestui război psihologic, Mateescu! Mă scoate din minți! Mă omoară așteptarea asta. Măi, tremur de frică că acum vine Mateescu să mă ancheteze. Măi, Teodora, mă, șați liniștit, că nu crezi că e nimic grav. A făcut Mateescu, nu știu ce legătura, dandaratele și... Aia mă tem și eu, măi, e teribil, teribil că-mi face anchete. Bă, află și ce nu știu eu. Este un polițist super competent. Păi, spuneți competentului să vină să-i dau declarația, că l-aștept așa cum se cuvine. Să aștept un om deosebit ca el. Măi, bine, Teodora, tu ești bine? Mai bine ca niciodată, se poate. Chemați-l pe competent la mine la cabinet. Din partea mea, ai auzit? Toată secția, ai auzit? La revedere! A fost bine? M-am și speriat, las că mă mănânci. Date fiind noile date, trebuie să ne cumpărăm un studio. Ce? Ce facem? Să ne cumpărăm? Să dăm banii pe... Ce studio, dragă? Un studio de televiziune în care să filmăm și să dăm pe TV. Adică să scap de întrebările în direct. Adică să vină alegătorii să se strângă în fața studioului, cum am văzut eu, cu zecile, cu sutele, cu... să facă scandal, să... Nu. Sau mai bine, uite, renunțăm și la meeting-uri și poți să primești cetățenii aici să vorbești cu ei. Aici? Mm-hmm. Aici? Da. Exclus! E perfect atunci.
atunci. Deci pune bani pentru haine, pentru încălțăminte, că tot ce avem o să se prăpădească în deplasare. Apoi bani de transport, bani de protocol, bani pentru întreținerea vocii. Stai! Protejează vocea. Eu am zis că nu-i primesc aici, nu că nu stau de vorbă cu ei. Și dacă stau să mă gândesc bine, primăria are sedii în toate sectoarele din capital. Așadar, asta o să fie strategia pe care o căutam. Eu voi fi candidatul mobil, primul candidat din istorie care va merge în fiecare loc ca să stea de vorbă cu cetățenii. A? Te-a lovit sclipirea. Este că sunt strălucitor? Ești, da. Strălucitorul mobil. Pac, 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 pac. E perfect, mă, dacă nu-i primești cu o cană de vin, cu niște floricele de porumb, ca așa e obiceiul. Te scoți ieftin cu niște napolitane, niște gogoși. A? Ai văzut? Sunt genial. A, genialul mobil. Mă duc și acolo, și acolo, și acolo. Asta înseamnă. Ăsta-i comunicat către serele de legume? Zici că e amenințare cu atac armat în caz de necolaborare. Băi, nimic nu știi. Fii și tu mai diplomat, dă-te la o parte, că uite. Ia, lasă-mă cu lăleielile tale. Păi trebuie să știe de la început cine-i șeful. Mitocanu, vrei să zici, a? Asta e clar și nici fața asta de infractor balonat nu te ajută prea tare. Auzi, când te duci la întâlnire, te mai aranjezi și tu un pic așa, da? Ce s-a aranjat? Știu să mă pun în valoare. Ai uitat că am lucrat în televiziune. Da, da, da. Aia s-a întâmplat în Cretacic, așa că taci și fă ce zic. Că eu sunt la curent cu toate schemele de investiții. Că de când mă chinui să pun pe picioare cabinetul, cred că am o bibliotecă pe care am citit-o deja. Bine, îți mulțumesc mult. Acum îmi pare rău că m-ai deranjat, dar poți să mă las să-mi fac treaba și să te duci la tine la cabinet? Da, da, dar pe care avea ceva mai bun în... creier. O să-i zic lui Pupăză că nu vrei îndrumare, da? Lasă că poți să mă ajut și prin telefon să fac planul de marketing. O să dea naiba să nu răspunzi la telefon, că ți-am zis că vreau să fac o cură cu produse din alea bio. Da, mă, stai fără nicio liniște, că te sună cu plajul, hai. Bravo! Bravo, Teo! Excepțional! Au început deja să mă sune potențialii colaboratori. Chiar acum o să filmăm și clipul. Asta ne fă pregătirile. Hai. Nu se știe că nu mai prindem pe Teo aici, hai! Ah, te pomenești că știe să facă și filme. A, dar nu face filme, dar dă niște idei geniale. Mulțumesc, mulțumesc. E, ce să fac, pun și eu umărul așa cum pot. Dar aș vrea să-ți cer o mică favoare, să pomenești din când în când numele cabinetului. Ah, și pot să joc și eu un clip ca să se știe exact cine conduce cabinetul. Teo! Teo, da. Tu nu plecai? Unde să plece când scoate idei geniale după idei geniale? Bă, Teo, mă, Teo, tu ești o găină cu o de aur. Ah. Păi apare în două clipuri, și în ăla cu legumele și în ăla cu alegătorii. Pupăză, o să o recunoască lumea și o să zică că e încărdășie cu tine. Băi, eu zic să pleci și să te duci. Eu zic să taci și să pregătești camera, că deja, ia uite, îmi vine discursul. Stimați alegători, în ultima vreme v-ați plâns că Pupăză G. Grigoraș nu are timp să comunice cu dumneavoastră. Așa că m-am gândit că dacă nu aveți când să veniți la meeting-uri, voi veni eu acolo. Voi veni să stau de vorbă cu dumneavoastră în fiecare cadier față în față. Eu și voi, publicul meu, alegătorii. Pregătește camera. Gătesc. Nu ăla. Nu! M-a scos Barcelona. Bună, Teo! Să știi că nu-mi place deloc ceea ce fac, dar n-am încotro. Înțeleg, da. Nu se poate face nimic, adică poate se găsește totuși o soluție. Eu știu, nu știu dacă... Hai că ne înțelegem noi, de când alegi să ne înțelegi? Hai la mine acasă să-mi iei declarația că sunt și nemâncată și e păcat că... Am ceva bun de tot la mine în cuptor. Merge, mă, Teo. De ce să nu mergem? În definitiv, ce să se întâmple dacă mergem? Se poate întâmpla să-ți pierzi serviciul, că te-am filmat cu camera ascunsă. Hai, fă cucu la cameră. Cucu. Bravo, cine te crezi? Cine te crezi? Procurorul portocală? A? Să-mi faci mie anchete ca să ies cu tine în oraș? Măi, Teo, fii foarte atentă că ceea ce faci tu e șantaj. Eu sunt organ și asta e penal. E penal ce faci tu. Închide ancheta imediat, ca să te dau pe mâna presei să te facă pulbere. Ai înțeles? La revedere! Unde pleci, mă? Unde pleci? Te-ai răzgândit?
Plătește-mă consultația că te-am tratat de obsesie sexuală. Hai, bagă! Marcă panul ăla odată. Hai, de ce stai? Dacă dau mai mult, primești și altceva? Ia, cât mai mult? Uite, sunt mulți. Numărul. Poate, ăștia-s bani? Hai, la revedere, dai drumul până nu mă enervez. Sigur? Pa! Ce ne simți? Ia zi, Hasane, ai difuzat clipul? Normal, totul e făcut profi. Perfect. Ia, hai să vedem comentariile. Intră tu pe net, că al meu e ascultat. Că de-aia m-am și mutat de acolo, din birou ăla, că erau telefoane ascultate. Aici intră pe net și vedem. Așa, Gigel HP4 zice, sărachii... Cu capa. Sărachii orașului nu au unde locui și primarul are case în toate cartierele. Dacă îl prind pe Grigoraș ăsta, îi rup picioarele. Să vadă cum e să fii handicapat și să stai într-o locuință învelită cu cartoane. Ce să... O, frustrat! Ia citește mai departe. Ion Gere 51. Am să vin cu nevasta și cei 5 copii să stau la el în vilă. Că mă dă proprietarul afară că n-am bani de chirie. Nu că, uite, mai e un grup de cetățeni care amenință că o să facă o demonstrație de protest la toate vilele pe care le dețin capitală. Eu mai vedem, mai vedem, știi de clipul ăla imediat. O să facem altul. Faci. Mi-a venit o idee. Deci, fiată, o să invităm toți chiriașii ăștia la o bere, la o bere, ca să stau împreună cu ei. Bine, berea o dau ei, pentru că stau cu mine. Cu mine, genial, sclipitorul. Mobil, că mă duc de la berărie la berărie. Este că sunt genial? Da, săraci. Ce să faci? Poate astea? Dar știu sigur că primești și daruri și știi tu de la cine. Mărși în arest! În portugheză te-am mai rugat. Ia, mars în arest. Mars, mars. În arestau. Că mars în arestau. Arest. Nu arestu. Arestu. Și tras. Tot îl văd pe ăla la sapodrom. Haide. Dacă n-aveam eu flerul în nas și logică în cap... Și niște pani. Taci, că mă încurci. Că ești complice cu Teo și că și Igor e... Și mie, bă! Și... Și mie, bă, că înțeleg! Și drept urmare. Și asta a fost tot, a? Niște ochi blângi la mine. Așa mă face și mine să râd când să uit. Da, dar avea o... No, e dulce, mă. Blândețe în ochi. Și drept urmare vei rămâne infiltrat. Și ce-i de râs, bre? Ca să dau importanța pe noastră, a fost privirea, dar râdeai până să vezi privirea. Mulțumesc! Râde că n-amintiri! Mulțumesc de ajutor! Hai! Începând de acum, ești membru de plin al BIPI! De ce l-ai lăsat? Era bună, BIPI! Bipi? Nu mă lasă cu Bipi! Bipi! Dar el a râs de ce a zis! Bipi! 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 Gata, hai! Vreau să tratez cazuri sociale. Nu cu mine! Deschide ușa să-l tragi! Ți-a înlocuit pistolul cu unul de jucărie. Trăzniții! Astăzi, la Prima TV. Auzi ce? Pe mine să nu mă uite prost, că am intrat mai târziu și n-am auzit gluma. Vreau să tratez cazuri sociale. Nu cu mine. Deschide ușa să-l tragi. Ți-a înlocuit pistolul cu unul de jucărie. Trăzniții. Asta la vista, baby!
baby! Astăzi, la Prima TV. Auzi, ce? Pe mine să nu mă-i de prost, că am intrat mai târziu și n-am auzit gluma.